De la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepat. Partea sufletească a Adrianei. 1, 2, 3. Văd. Da, este ea, avem și acordul ei. O văd într-o mare apă, mare. Uh-huh. În care se înoată până la epuizare. Și pe urmă se neacă. Da. E într-o altă viață. Da. Și apoi, ce se întâmplă? Văd că la un moment dat, înainte să se nece, plutește. Plutește. Plutește pe apă și da. Deja era extrem de epuizat. Da. Și revin gânduri de abandon, de singurătate, remușcări, frustrări și se simte pedepsită în situația în care e. Da. Deci își aduce aminte de toate momentele în care ea a acționat greșit și a făcut rău. Sau a supărat sau a cauzat tristețe persoanelor dragi din viața ei, din acea viață. Are resentimente, supărare, rușine, remușcări, vinovăție și simte că situația în care se află e o pedeapsă pentru tot ce a făcut. Deci vibrația este pe minus. Da. Da. Și pe urmă văd cum se lasă în jos, se duce la fund. Nu se zbate. Nu. Se lasă, pur și simplu. E ca și cum sufletul a fost în momentul în care simte că e o pedeapsă. Da. Și spune, mi-accept pedeapsa, e scoasă din corp. Aha. Iese deci nu mai era corp. În corp când s-a lăsat la fund. Nu. Ok. Cine o scoate din corp? În energie, cine uit? Ce percepe sufletul este ca o mână energetică de lumină care o ia așa de piept și o trage în sus. Și spune că căința și recunoașterea vinovăției te-a salvat. Ah, îi spune, aude suflet. Da. Da. Ia să vedem. Apoi, ce se întâmplă mai departe? Apoi, vede, se vede în astral pe un câmp unde are în față acea lumină care orbea, pe urmă începe să se disipeze și apare în față doi îngeri. Da. Care o întâmpină și spune, bine ai venit. Ai fost iertată în ultimul moment, spune. Și o duce în spital astral. Direct? Da. Acolo? În spital? Ce percepe mai departe? Spune că are dreptul la o perioadă de odihnă
de refacere, de energizare și de găsire a altor fapte, să-și, dar o lasă singură să-și găsească aceste fapte ale ei, da, greșite, pe care ar vrea să le repare. Și îi spune 5 vieți. Și e, parcă îi aduce în memorie, în minte, ca și cum i-ar da acces la acele 5 vieți. Da, adică să-și analizeze 5 vieți înainte, da? Da. Caute faptele astea greșite. Da. Și spune că ești capabilă să faci singur acest lucru și va fi mai ușor și mai simplu pentru tine să conștientizezi, să realizezi singură acele fapte. Ai acest privilegiu, îi spune. Așa. Apoi, ce percepe ea? Să iei în suflet. Văd că se întinde pe pat și cade ca într-un fel de somn. Dar în acel somn e ca un vis care, în care ea călătorește pe urmă toate acele vieți. Da. Și își caută singură, cum ar veni pe linia experiențială a vieții, își caută singură momentele în care ea acționa greșit. Da. Și pe urmă le aduce la suprafață, la conștiință. În conștiința ei, da. Da. Și pe urmă e întrebată ce a găsit și cum a găsit. Adică tot ăștia doi îngeri erau? Da. Veneau, ei ce au făcut tot timpul Veneau periodic la ea și întrebau ce au găsit. Și ei confirmau sau infirmau. Dacă a găsit bine. Da. Da? Ceea ce a găsit și prin viețile acelea care ea făcea retrospectivă, erau amintirile ei adevărate, curate? Acestea cinci. Da, astea cinci. Da. Erau, da? Deci a lăsat-o să caute prin aceste amintiri. Da, ea se lega emoțional prima dată, așa își căuta faptele, mergea pe stringuri emoționale. Adică alea de joasă frecvență, de greșeală, da. Că nu căuta. De vinovăție. De vinovăție. A căutat, adică a găsit, a văzut, a rememorat și fapte bune care făcuse prin viețile alea? Nu, trebuia să-și găsească greșelile. Doar greșelile. Ok, dar ce ne-am înțeles eu până aici? N-am înțeles că i-a zis că căința și recunoașterea vinovăției te-a salvat. Da, de la acel înec, să nu simtă în fizic trauma acelui înec. Pentru că înecul este o moarte agresivă. Da. Deci asta a primit. Salvat-o a fost de la acea moarte agresivă, da. Dar înainte. În viața aceea, nu, hai să vedem la cum a ajuns, de ce nota acolo, înainte de unde a început sesiunea. De ce a ajuns acolo și de ce nota, cu ce intenții? Văd că era în 1883, în Marea Adriatică. Da, deci în Adriatică. A fost pe un vapor, o barcă grecească. Da. Viața ce a fost în Grecia. Deci era grecoaică aici. Da. Da. Avea 31 de ani. Da. A fost o fată foarte răsfățată și rebelă. Dintr-o familie destul de înstărită. Da. Cu legături puternice, politice, să zic așa, influențe. Ăștia erau bogați, erau și ca și acum în Grecia, care sunt bogați, sunt afiliați la biserică. Mulți, nu toți, da. Nu știu atunci, acum așa. A crescut, da, până la 15 ani în sânul bisericii, catedrale, cu tot felul de învățăminte, învățături, reguli, ritualuri,
tradiții. Mm-hmm. În biserica ortodoxă, că asta este acolo. Da. Dar era legată cumva, ea avea multe cunoștințe care erau legate, văd, de antichitate. Uh-huh. Era atrasă de istorie, de istoria uh-huh. religiilor. Aha, aha. Uh-huh. Uh-huh. Ok, deci avea, citise. Da, era în contract și cu Ra încă. Da. Uh-huh. Se simțea atrasă de istorie, religia, de religie, special de Egipt. Da. Purta la gât un soare, uh-huh. medalion soare. Cumva se accepta tradiția, accepta religia, accepta ce îi se împunea, ce spuneau părinții, dar de dragul lor, să zic așa, dar era foarte rebelă, foarte... Cum ai zis? Nu prea făcea ce zicea părinții. Făcea, dar forțată, uh-huh. obligată, cu certuri. De ce nu făcea ea? Adică ce nu făcea? Ce nu-i convenea? Ce spuneau sau ce ziceau părinții să facă? Simțea că nu-i adevărul, nu-i real. A. Nu-i reală religia lor. Datorită a ceea ce citise, da? Da, și contractului cu Ra, în care ea era ca suflet. Da. Apoi ce făcuse lucruri rele în viața asta? A cauzat multe intrigi. Da. Multe minciuni în jur. Intra, adică, și provoca. Da. Provoca okay. multe intrigi, multe minciuni. Da. Îi făcea pe oameni să se trădeze unii pe alții prin minciunile ei. Uh-huh. A fost căsătorită? Văd că și-a omorât un frate în această viață. Așa, da. Avea 2 ani. Da. L-a omorât. Fratele avea 2 ani? Da, l-a sufocat. Și ea câți ani avea? 17. Ah, mare, ok. Da. De ce l-a sufocat? Amintea ei simțea o energie negativă a lui și era o amenințare a statutului ei. Ah, ok. Mai avea alții? Nu, a fost singură. Ah, și a venit, ea a stat singură până la 15 ani și apoi a venit fratele ăsta. Da, îi se promisese multe din averi, poziții, tot felul de astfel de promisiuni din partea părinților, dar bărbații aveau întâietate și când a venit fratele, s-a simțit și amenințată de el, știa că i-aș pierde multe drepturi odată cu creșterea lui. Cu... Și l-a asfixiat Măricel, era părinții? Au aflat? Sau cum a rămas povestea? După ce l-a asfixiat, i-a băgat o batistă pe gât, pe gură, ca și cum el s-ar fi asfixiat singur, uh-huh. s-ar fi jucat cu ea uh-huh. și s-ar fi asfixiat singur. Și așa au și crezut toată lumea, că s-a negat singur. Deci nu s-a știut adevărul. Nu. Okay. Doar ea știu. Apoi, ce-a mai făcut? Trădare între oameni, i-a făcut pe oameni, pe, da, pe prieteni de-ai părinților să-i trădeze, pe părinții să-i trădeze, pe alții. Multe astfel de intrigi. Da. Iar ea venea și poza în cel persoana împăciuitoare, venea cu tot felul de idei care să aplaneze conflictele, situațiile și astfel ea era văzută ca persoana bună, ca persoana care știe să aplaneze conflicte și situații. Se făcea pe ea remarcată în felul ăsta. Dar prin manipulare, foarte multă manipulare. Și cum ajunge aici? De ce ajunge în Adriatică, de pe barcă?
A căzut, a fost un accident. Văd că ar fi urmat să fac o călătorie spre Italia, iar vaporul la un moment dat, barca, a fost o furtună într-o noapte. Barca a fost avariată, iar spre dimineață a început să se scufunde. Era S-a singură? scufundat. Adică singură, nu era singură. Mai erau membri ai familiei? Da, mai erau. Da. Dar pe unii nu i-am mai găsit după acea furtună pe barcă. S-a pierdut de ei. Ah. Și când barca s-a Deci scufundat... era o barcă mare, era un fel de vapor, să zicem. Da. O corabie. Da, da. Nu știu cum se numeau atunci. Da, o corabie, da. Și nu-și mai găsise deja din membrii familiei? Nu. Soț avea? Nu. Nu avea, era necăsătorit. Nu, nu vroia. Nu N-a vroia. Acceptat. Ok, și așa ajunge și ea în apă și așa... Da, până la urmă. Ajungem la începutul sesiunii, da? Da. Bine. Hai să vedem din punct de vedere energetic, Ela, cine, deci ea, cine erau gândurile ei cu toate acele intrigi, cum a acționat, ce a făcut, când a omorât fratele și toate lucrurile astea, dacă era singură în spațiu energetic și dacă alții, dacă erau, au acționat, au... Era în contract cu Ra și avea entități, patru entități în câmpurile ei, da, care o controlau. Avea implant la cap, da, la gură. Ce entități avea? Gen înger de-a lui Ra, dar... A, dar lui Ra era. Da. Dar ei cum, ce formă avea? Câteodată vedea ca sfere de lumină, așa se arătau. Sufletul, adică îi vedea. Da. Da. Iar altădată ca forma arhonilor, asemăneau cu un arhon. Joc. Nu cu arhonii, pardon, cu horușii. Cu horușii. Da. Ok. Ăștia ce acțiuni? Că vreau să înțeleagă sufletelul. Dacă ea a făcut acele, pentru că ajunge la spitalul astral și își identifică toate acele păcate și rele care le-a făcut ca fiind ale ei. De aceea vreau să vedem dacă în viața aceasta, măcar, faptele alea toate erau ale ei, le făcea ea. Nu, în energetic era controlată. Energetic, da. Toate gândurile, vorbele, ideile, strategia care o punea la în plan de fiecare dată, ca ea să iasă pe urmă, să fie bine văzută. Cine le face? Aceste patru entități a lui Ra. Da? Îi trimiteau gânduri și planuri prin cu ajutorul implantului pe care îl avea în cap, da? Da. Când a omorât fratele, ea l-a omorât, l-a sufocat? Nu. Să vadă sufletul cine a făcut asta. Nu, a fost în posesie în momentul ăla. Și multe alte momente a fost și posesie. Mult. Da. De unul din trei ăștia patru, da? Da. Angeri. Da, când unul, când altul. Observă sufletul? Da, vede. Vede acum din energetic cum s-au întâmplat lucrurile, cum acționa fizic, cine îi dădeau gândurile, cine ideile, comportamentul ei, cum era complet controlat. Da. Când iese, când o trage mâna aia luminoasă din apă și apare apoi lumina puternică și ăștia doi îngeri, erau doi dintre ăștia, care, patru, care a avut în timpul vieții fizice? Da. Acum, ce mai zice sufletul?
oripilată, spune, șocată de... vede că, de fapt, și cu ea, cu ea, cu sufletul, făcea exact ce făcea ea în fizic oamenilor. Aceeași manipulare, aceeași strategie de manipulare. De făcea pe oameni să creadă tot ce, ce îi spunea ea. Așa vedea cum sufletul și se simte manipulat de aceștia, în care vede că ea credea tot ce îi spuneau ei, de fapt, să facă. Să facă. Și, și le, în fizic. Și... Da, și le percepea ca pe gândurile, ideile ei. Iar acum îi vede că ăia, care i-au modificat comportamentul și au făcut acele rele, sunt tot ăștia doi de aici, care o duc la spital și o pune în continuare să-și identifice relele. Acum, când își identifică faptele rele la spital, trece, când trece prin viețile acelea, vreau să vadă acele acțiuni rele făcute, dacă sunt, cum să spun, au aceeași origine, ca și în viața aceasta, când trece prin cele cinci vieți. Vreau să identifice. Aceleași entități le vede, da. Exact. Și faptele rele erau, aveau aceeași origine. Similare, da. Da? Dar induse și impuse și făcute tot de ăștia. Da. Și ia uite că căința și recunoștința au salvat-o. Și a întărit contractul și acordul cu ei. Apoi, de aici, de la spital, când și-a identificat, că veneau și controlau ce a identificat, da? De extemporal. Din când în când. Apoi, ce se întâmplă mai departe? Ăștia o duc la un consiliu? Nu, nu mai duc la niciun consiliu. Din spital, vin și aduc noul contract? Pun în fața încarnării, următoarei încarnări, momentului de reîncarnare, și acolo îi arată contractul, noul contract. Da. Care trebuia să repare, în care trebuia să repare ce a identificat prin viețile acelea, da? Da. Câte rele? O parte. De aici acceptase să se reîncarneze alături de suflete cu care a experimentat în două dintre aceste vieți și cu care să repare, să vindece, să ierte sau să fie în situație opusă ca să înțeleagă ce a făcut, ce le făcuse acelor suflete, da? Să fie ea în poziția de victimă acum și dacă se uită, hai să facem acum sferă informațională, Ela, cu tot ceea ce noi știm și tot ceea ce are ca și informație în conștiința ei adevărată și o dăm înainte să intre în noul scenariu care îl propunește. Da, primește sfera, o asimilează. Ok. Și acum să se uite și în următoarele vieți până în viața de astăzi, ca și Adriana, dacă se întâmplă tot lucruri de genul ce a trăit și în alea 5 și cu cea din care a ieșit 6. Da, își vede suferința, traumele prin care trece. Dar cine le provoca? Acum să se uite iarăși energetic. Prin ceilalți care ea le făcuse înainte. Vede din nou în energetic. Acum cu informația pe care a primit-o de la noi, înțelege jocul, spunea. Pentru că înainte îi se părea că toate scenariile, viețile, sunt de fapt spre binele sufletului pentru a învăța acele lucruri. Dar acum înțelege jocul. Câte vieți a făcut de victimă acum? A acceptat? Patru. Patru de victimă, da? Următoarele. Da, inclusiv aceasta. A, inclusiv aceasta, Adriane, da?
Acum vreau să vadă cine, ce se întâmpla cu toată energia aceasta care se o producea și ea și celelalte suflete prin suferință, prin tot ce a fost, ce s-a întâmplat prin aceste vieți nouă. Toată energia suferinței, toată vibrația joasă care era emanată de ea, era absorbită prin canale, prin stringuri, de către aceste entități. Iar acestea începeau să devină mai vibrante, mai puternice, mai energizate. Iar ea slăbea în momentele alea în fizic. Deci în tot, și acum... Și acum ela, în viața Adrianei, tot ăștia sunt? Da. Elura? Da. Tot cu ăștia este, da? Și okay. Cu ăștia. Și cu ăștia. Bine, am înțeles până aici? Da. Mecanismul. Acum hai să venim aici și acum și să vedem acum ce are în sfera energetică. Că ai zis și cu ăștia. Sfencentică da. Sunt. Un număr. Venim aici și acum. 1, 2, 3. Mai sunt două entități de lui Ra. Deci patru aia sunt sau cum? Două dintre ei. Doi dintre ei. Doi îngeri. Încă. Ra. Și încă două entități. Încă doi arhonți. Da. Adunați de primiți. Un lux. Da. O mantidă. Astea sunt acum, da? Da. Păiete câte sunt. Asta are mai mulți. Da. Sufletelul, ce zici că vede cu toți ăștia? La masă. Începe să înțeleagă, să pună cap la cap evenimentele. Deci puzzle-ul se întregește și are logică. Prinde logică acum că vede întregul tablou. Aproape. De ce și cum se întâmplă? Da. Sau s-a întâmplat? Da. În primul rând să-și facă raza aceea laser și să taie toate legăturile cu oricine și orice. Toate care le găsește. Da. Și pe ăștia îi blochează și îi pune în față. Da, i-a înghețat pe toți. Acum, hai să vedem dacă implanturi sunt. Ela? Da, sunt cap, urechi, gât, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, uter, pe trompe, văd. La brațe sunt ca niște brățări mari pe brațe, de la umeri în jos până la coate. Sus, adică pe partea da. De sus. Da, pe brațe. Da. Pe genunchi mai văd. Aici sunt niște inele pe genunchi. Da. Și la glezne la fel. Da. Iar pe spate, de la terminația coloanei vertebrale de la coccis, se vede ca un lanț subțire energetic. Unde? În sus? În jos. În jos? Atârnă pe unde? E ca o coadă energetică. Ca o coadă. Care a fost tăiată cândva. Da. Sacrificată. Acea parte de ADN. Da, asta m-am gândit, da? Acel ADN reptilian. A fost sacrificat.
De către cine? Către Ra. De către Ra. Către Ra, pentru către Ra. Ra, pentru Ra. Deci a luat Ra. Sufletul ei a fost parte, a avut foarte mult ADN reptilian. Un suflet care s-a născut pe pământ. Sufletul a luat naștere pe pământ? Da. Da. Din rasa reptiliană, dracoreptilieni, a căpătat, a fost sacrificat lui Ra. De către de, cine? De către familia ei reptiliană. A fost oferit lui Ra, iar Ra i-a modificat ADN-ul, i-a adăugat ADN uman și a început să-l încarneze în corpuri umane până când a căpătat conștiință și suflet. Și păi era suflet, ai zis. Și a dezvoltat sufletul. Da, dar și l-a dezvoltat. Pe pământ, în oameni. Da. A căpătat deci, conștiință ca prin și... experiență, iar pe urmă, datorită conștiinței, a dezvoltat un suflet. I-am înțeles. Dar când era reptilă, cu familia ei reptiliană, era doar spirit, bucată da, de da, spirit, da? Da. Okay. Apoi ăștia, de ce familia a decis că să-l dea lui Ra, cerul Ra? Aveau datorie la Ra sau se supuneau lui Ra sau familia reptilele? Odată la 1000 de ani reptilieni, ca să nu intre în război cu Ra, cu rasa Ra, ofereau un spirit de-a lor. Da. Îl dădeau, îl lăsau să meargă. Să meargă către Ra. Da. Un fel de sacrificiu. Ra le promisese că nu va fi omorât, nu va fi distrus, ci va fi va fi crescut ca un copil al lui, da, căruia îi va da un suflet. Dar Ra, de ce avea nevoie de astfel de Ra lua acest gest ca pe un gest de supunere, ca pe un acord, da, un acord, iar acest acord se reînnoia prin acest gest din 1000 în 1000 de ani. Altfel intrau în conflict, în război cu rasa. Okay. Deci ei arătau că se supun lui Ra. Că acceptă autoritatea. Lui. Că îi acceptă oarecum autoritatea, dar nu avea voie să intre pe teritoriile reptilienilor. Deci și Ra respecta. Condițiile okay. reptilienilor. Ok. Reptilienii știm că au fost și ei susțin și așa și noi că au fost înaintea oamenilor pe pământ. Da? Da. Da. Ca și ființe. Da. Și în 4D și în 3D. Prin corpurile astea, reptile. Susțin că sunt pe pământ de peste 200 de milioane de ani, cum calculăm noi oamenii, dar chiar mai mult spune. Ok, era luat, a primit suflet, a primit spiritul ăsta, esența asta, ce-o fi, esența. Cum o numim, esența, da. De reptilă. Și a făcut-o, după aceea a pus-o, a început, i-a modificat ADN-ul, i-a scos din ADN reptilian. Da, și a adăugat ADN umanoid și alte tipuri de ADN. Și apoi l-a început să-l încarneze prin oameni, da? Da. Și bineînțeles că așa a născut, așa a căpătat suflet prin experiențele astea făcute în oameni. Conștientizare și apoi suflet. Da. Adică a trecut de la animal reptilian la animal om. Da. Da? Okay. Și acum a ajuns sufletul ca sufletul Adriane. Da. Hmm?
Deci sufletul Da. Adrianei provine de aici, de pe, din esență, din esență reptiliană. Da. Da? Da. Nu are un sine? Nu. Nu are un sine. Nu. Și acum, dacă vrea să plece, conștientizează și vrea să iasă de pe pământ? Se poate conecta cu sursa, cu prin conștientizare. Poate să se conecteze cu orice, cu o ființă, cu un alt spirit, cu un spirit cu un sine, da, care se vrea poate să-l primească, să-l adopte. Da, în funcție de vibrația pe la care ea ajunge. Da, da. În funcție de vibrația pe care ea o capătă prin conștientizare, poate să se conecteze cu orice alt sine la nivelul vibrației la care ajunge. Ok. Însă cum nu mai am întrebare. A dispărut întrebarea. Bine. Deci așa, asta e situația acum a acestui sufletel, da? Da. Și văd că a avut foarte, foarte multe experiențe păi pe asta pământ. Mă gândeam. Ca și reptilă, cu Peste reptilienii. 8.000 de experiențe a avut 8.000 pe de pământ. experiențe pe Da. pământ. Da. Ca și reptilă Nu ca reptilă, ci ca om. Da. În a dezvolta rațiune și... Da, ca acel ADN uman pe care l-a primit și ca acel ADN modificat începând de acolo. A avut peste 8.000 de experiențe, așa că căpătat și suflet până la urmă, conștientizare și apoi suflet. Ok, dar ce să face acum dacă vrea să părăsească? O lasă Ra? O lasă reptilienii? Acest suflet? În momentul conștientizării, Da. Voința, puterea, Voința. intenția e mai puternică decât legături cei și... din jur, Da. oricine din jur. În momentul în care orice ființă, spirit, capătă conștientizare, prin intenție, acel spirit și prin voință și fără fricci, poate să facă ce dorește, ce are în intenție. Ok. Foarte bine. Pentru că asta înseamnă conștientizarea, da, când da. Știi cine ești, ce vibrație ai și ce poți să faci. Da. Inclusiv entitățile de vibrație joasă, joasă dacă ar avea această conștientizare și ar scăpa de frici, ar putea să urce. Să iasă, să urce. Să iasă. Da. Câte astfel de ființe sunt, ca și Adriana, acum? Pe Suflete, pământ. Da, provenite din reptilieni. Foarte multe pe pământ de-a lungul vieții pământului, existenței pământului de peste 200 de milioane de ani încoace. Existenței reptilelor pe pământ, 200 de da, milioane, ai zis. Da. Că sunt reptilele, așa. S-au format peste 1.800.000 de astfel de suflete care s-au născut suflete, aici da? Pe pământ, da. Care s-au născut astfel aici pe pământ. Bine, nu te aud. Nu te-am auzit. Toate aceste suflete, mă auzi? Acum. Mă auzi? Acum, da. Ia să văd. Stai să văd unde, pe ce sunt eu cu... Uite, sunt pe internetul care e mai bun. Mă auzi? Acum, da, nu știu da, ce a fost să spun. O întrerupere a fost și la mine. Ziceam că sunt toate 1.800.000 de suflete provenite din aceste esențe de reptilien, da? Aceste da. Suflete sunt toți adică suflete dobândite din experiențe în corpuri umane? Da. Hai să dea informația aceasta, tot ce am aflat noi până acum, să dea... Să dea tuturor sufletelor acestea. Ca și ea.
o dă peste tot acestor suflete, îmi spune că aceste suflete sunt considerate că fac parte din noua rasă creată. Acestea sunt noua rasă umană. Noua rasă umană creată care de s-a cine? Născut pe pământ, nu din suflete venite din exterior. La rasă umană se referă. La rasă umană, la corpuri umane, da? Dar pe astea cu le-a creat care s-au născut aici pe pământ. La aceste suflete se referă. Adică Anunnaki, create de Anunnaki? Nu, aceia sunt altceva. Alții. Alții, Și atunci altceva. cine se referă la această nouă rasă umană? De create de cine au fost corpurile astea? Reptilieni. Cu mai mult ADN reptilian. Corpurile umane umanoide de pe Terra Da. au fost modificate de mai multe ori, Da. de mai multe rase. De Ultimii au multe. fost Anunnaki, Da, așa. iar Anunnaki au reușit să aducă prin ultima lor modificare suflete din afară Din afară. care aveau o legături cu sursa, cu sini înalte. Iar la aceste suflete care s-au dezvoltat aici pe pământ și s-au născut aici pe pământ se referă la noua rasă umană. Cine se referă la noua rasă umană? Toți. Ăștia care scriu pe... De ăștia vorbim? Nu e egiști? Da. Ah, Da, și la ei se da, referă. la ei se referă. Ok, ca să înțeleg. Și ăștia au fost... Aceste suflete au fost, cum ar veni, reciclate din reptile în corpuri umane, da? Și Da. aceste esențe, Da. cum erau la început, și apoi au devenit suflete. Da. Bine, că ce au diferit aceste esențe? Cum se, în comportament, chiar și ca corpurile umane, au ceva diferit față de celelalte corpuri create de Anunnaki și alții care au mai fost? Ce au astea? Cum le putem identifica? Corpurile umane și sufletele. Corpurile umane de astăzi nu sunt total diferite de cele... De noua rasă vorbim ele. De corpurile umane ale acestei noi rase de care vorbesc neoiciștii, ce au diferit față de corpurile umane ale raselor celorlalte care provenim și am fost create ca oameni, ca și corpuri 3D, de către Anunnaki, ultimii. Au mult mai mult ADN reptilian, draco Da. reptilian, Da. fără alte interferențe și ADN ra. Și ele cum se manifestă, oamenii cum se manifestă? Sunt mai agresivi, sunt mai calmi, sunt mai buni, sunt mai față de ceilalți, noi oamenii? Nu Au o sunt. caracteristică specifică a lor? Nu. Nu. Nu au, pentru că ei s-au dezvoltat pe baza a tot ceea ce au văzut în jurul lor și au absorbit toată energia, informațiile, comportamentul și nu poți să identifici ca fiind altceva sau altcineva, doar studiindu-le ADN-ul. Doar studiindu-le ADN-ul poți să-ți dai seama, da? Da. Bine, sufletele astea create aici, pe pământ, cine se ocupă de... cine le gestionează în energetic? Ce ființe? Adică Draco-reptilienii și Ra. Draco-reptilienii și Ra. Ei se ocupă cu reîncarnarea lor, da? Da. Au niște... Uite! Eu am cunoscut pe cineva și foarte cunoscut este de noi comunitatea de aici, care a zis că mai avea relicvă de coadă și că și-a tăiat-o la doctor. Era un astfel de provenea, era un astfel de corp? Da. Da? Da.
Ok. Deci asta ar fi, să zicem, în fizic, așa am putea identifica că astfel de corpuri se prezintă cu un rest de coadă? Unele corpuri, da, pot avea această excrescență sau rest de ADN, îi spune, care nu a fost în totalitate modificat. Sau se mai întâmplă ca sufletul să se conecteze înainte de încarnare cu o viață în care a avut coada, iar în această viață s-o producă, în corp s-o reproduce sufletul, da. 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 Bine. Și amprentează cum ar veni în, da, în corpul, da, energetic, da. Și atunci vine cu ea în corpul fizic. Bine. Ok, asta e situația, am văzut, acest suflet. Acest suflet vrea să mai stea în contracte cu ce am văzut, cu ăștia, să-i creeze realități, să cura cu îngerii, acum este cu Ailu Ra, cu ce am văzut în sfera energetică acum. Nu mai vrea. Nu mai vrea, da? Nu vrea să se elibereze, să fie un suflet liber ca toate celelalte. Atunci dacă vrea să se elibereze, să cheme toate contractele pe care le-a semnat, pe oriunde, în toate consiliile, în toate viețile, cu toate entitățile, tot ce de care știe, conștient sau inconștient, să-i vină. Da, îi vin. Sunt mult. Foarte multe. E ca o undă energetică lungă, lungă, foarte lungă. Tot unda asta o strânge. Da, o adună o toate. O strânge de la un cap la altul și o face poc, foarte. Da, arsă. Ok. Acum să cheme și toate contractele cu toate sufletele, cu de pe toată linia experiențială de pe pământ cu care a co-creat, că erau suflete aduse din univers, că erau ăștia de aici dezvoltate din între ei, cu toate. Și arde toate contractele cu acorduri, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, făgăduințe. Da, pe toate le arde, le disolvă, le anulează, de creează complet. Da. Și trimite sfere informaționale către toate cu care a co-creat sau și din cei cu care a co-creat și dizolvă toate karmele care le-au fost create sau ajutate să își creeze karme. Și le spune, le trimite iubirea de care este capabilă să o trimită. Da, și sfera informațională. Da. Și eliberează toate acele suflete de toate acordurile, contractele, înțelegerile, karma care au creat-o între ele. Retrage informația, îi retrage energia toată care ea și-a pus-o, o purifică. Cea mai înaltă vibrație pe care o poate dezvolta acum. Da. Și restul le-o trimite și le arată acelor suflete să facă și, adică restul nu le-o trimite, arată acelor suflete, le dă informația să facă și ele la fel, să-și retragă energie. Da, trimis informația. Care vor, care pot. Da. Foarte bine, Ela. Acum, entitățile trebuie să le trimită pe toate un portal, să facă un portal de vibrația care poate să o dezvolte cea mai înaltă. Acum? Le trimită pe portal pe vibrația lor. Bine. Pe da. Fiecare? Pe vibrația lor le trimite. Bine. Bine. Da, le trimis, s-a închis portalul, da. Hai să ne uităm pe întrebările, să vedem cine a scris aici. Cu
Curățarea energetică a corpului energetic n-am făcut-o. Da, am hai rămas să faci. la implanturi. Da. Și am spus toate implanturile care le-am Da. văzut. Și acum îi spun să-și facă acum acea, să-și scoată din inima ei acea putere a ei, a sufletului ei cu care poate să creeze și să expandeze acea lumină pe care o are acum datorită conștiinței ei și să inunde tot corpul cu acea energie pură, cu acea lumină pură a ei și să curețe, să purifice toate organele, toate celulele și umple tot capul, toate organele și celulele capului, gâtul, umerii, brațele, mâinile, spatele, toată coloana vertebrală, pieptul, abdomenul, mijlocul, picioarele până jos în tălpi. Fiecare celulă, organ și sisteme ale corpului fizic și a funcțiilor organelor, toate se curăță, se purifică de toate amprentele energetice, rezidurile, urmele, efectele lor, oricare ar fi ele, de toate energiile și vibrațiile stagnante, blocate în corp, oriunde s-ar afla în corpul energetic, și peste tot se pansează cu energie de cea mai înaltă vibrație, care curăță, purifică, vindecă, energizează, regenerează, echilibrează și armonizează toate celulele, organele, sistemele și funcțiile lor. Energia feminină și masculină din corpul energetic sexual curăță, le purifică de toate amprentele energetice, de toate implanturile și le integrează înapoi. Corpul mental și emoțional este curățat, purificat de toate programele, ideile, gândurile, amintirile, emoțiile, trăirile, traumele, toate stringurile cu orice alte vieți și amintiri și traume, toate le dizolvă, le anulează, le decrează. Anulează, decrează toate fricile, neputința, rușinea, vinovăția, neacceptarea, tristețea, depresia, anxietatea, toate programele nebenefice care rulau în mintea ei, care o limitau, toate credințele limitative, toate le arde, le dizolvă, le decrează și peste tot pune loc voință, curaj, determinare, discernământ, claritate mentală, iubire de sine, încredere de sine, autostimă, autosuficiență, un filtru al iubirii prin care să se poată face înțeleasă, să se exprime clar și concis, să filtreze toată informația și energia care vine spre ea, astfel încât să ia să fie doar un observator a ce se întâmplă în jurul ei. Echilibru, pace, conștientizare și eliberare. Acum echilibrează toate corpurile energetice, mental, emoțional, energetic și energetic sexual. Le echilibrează și armonizează prin lumină și iubire pură. Da. Acum ne uităm pe puncte. Da. Visează frecvent că stă în căruț cu rotile, apoi apare o sanie, apoi iar căruț, sania nu pe zăpadă. Are coșmarele acestea, frici multe, frici de urși, de foc, de apă, de întuneric, să stea singură în casă. E frică că se pierde și nu mai găsește casă. Toate vin din toate acele experiențe, da? Vechi, reptilieri, frânturi. Frânturi de amintiri, unele sunt și holograme ca să creeze frici sau ca să facă punți cu frici și amintiri din alte vieți. Și altele sunt chiar frânturi de amintiri. Da, unele sunt frânturi de amintiri. Da. Erau chiar frânturi și din viețile acelea de cu reptilienii, ca și esență reptiliană, în corpuri reptiliene? Reptile? Unele, da. Și din vieți animale la început a fost în corpul de animal la început. De animale. Și de acolo își aduce aminte de unele. Are dureri înțepături în tot corpul, în special de oase, cap, șold, stomac, sâni, ganglioni, pulsații în tâmple, zgomot în urechea stângă. De a avea multe implanturi. Implanturi, am văzut, da.
avea implant și la cap, nu? Da. Așa. Urechi, nu gât, da. Inimă, peste Urechi, tot. Gât, peste tot avea implanturi. La mâini erau centurile alea, la brațe. Da. Ceea ce, alea la ce serveau entități? Care slăbiciune, oboseală. Ah, oboseală. Slăbiciune și a se simți neputin, fără putere vlagă. Avorturi 4, dacă erau suflete. 3 dintre ele au fost suflete. Da. Le-a trimis deja informații. Da. Le-a și iubire. Cu informaționale. Acele suflete sunt încarnate la... Da, acum? Toate 3. Toate. Iar unul, da. Ce a fost? Văd o vibrație joasă care... Nu putea să... Să perceapă. Nu. Să dezvolte nu, corpul. Deloc. Nu. A încercat să... Un hibrid, un ce? Da, să pună un hibrid, dar nu... N-a reușit. Să, nu. Ducă nu s-a să... simțit. Nu s-a da. Lipit de corp, de vibrația embrionului. Zice, de 5 ani, soțul este foarte rece și distant în relația intimă de cuplu. Și vrea să înțeleagă de ce soțul se comportă normal și atunci nu, când nu mai poate avea raportul, pentru că el nu e rece, nu mai simte, el nu mai vrea. E un program al lui, da. Implantat în mintea lui. Lui. Da. Ceva? De neputință, de nu... Da, da. Nu ține de ea, nu are legătură de dragostea dintre ei, de înțelegere. E un program... De entitățile lui și contractul lui. Și în care îi absorb lui energie și frustrare. Da. Pe e partea trimis asta. Și lui sfera informațională și a dizolvat karma, ela. Ea din nou se învinovățea că ar fi vina ei. Nu, nu da, e vina da. Ei. Au dizolvat karma? Da. Trei, doi? Da. Au avut? S-au mai întâlnit cu soțul? Da, da, de... Da, de... Văd 200 de vieți da. În care s-au întâlnit, dar nu toate au fost semnificative da. Ca să creeze karmă. Uh-huh. Semnificative văd 31. Cu fiica s-a mai întâlnit? Da. Da. De 49 de ori. Oho. I-a trimis și ei iubire, informații, da. Fica e curățată, cred. Și au dizolvat orice karmă, orice angajament, tot ce au avut, toate da. Sunt dizolvate. Și acum ne întreabă fica, legată bine de mamă, prin mamă, dacă va avea nepoți. Deci dacă Adriana va avea nepoți din partea fiicei. O linie sau ce cum poți citi energia acum, Ela? E dificil pentru că văd două linii temporale, una în care nu, da. Iar a doua în care da, va avea doi, depinde de... Ce va alege fiica? Depinde de persoana masculină pe care sufletul, în corp masculin pe care îl va alege fiica. Păi fiica este. Este într-o relație. Sau zice, nu, stai un pic, acum se presupune că am liber arbitru, ne zice fiica, adică e curățată, dar trebuie să aibă și viitorul tată liber arbitru, nu ține doar de mine. Aici, deci asta e, asta vezi, da? Pe o linie, deci depinde de ceea ce va alege viitorul tată. Asta este da. Concluzia, da? Ela. Da. Poate să aibă sau poate să nu aibă. Da, da așa? Înțeleg da. Bine? Da. Bine. Acum, în sine, nu poate să meargă, că nu are un sine, sufletel. Vrea nu. Să... Vrea să-și... Zi tu.
Spune că se poate conecta acum, simte sufletul, da, până în dimensiunea nouă. Ok. Și aici farfuria să adreseze un mesaj către un sine care vrea să o adopte. Pentru că vrea să meargă. În dimensiunea nouă, ea poate rezona cu anumiți simți, cu anumite vibrații pe care le poate întâlni aici, dar este un proces. Un proces când de acum încolo să îl are de parcurs, da? Și depinde de cât de mult va reuși să-și păstreze nivelul vibrației pentru această dimensiune nouă, cât de mult poate să-și păstreze. Deci ca să-și găsească un sine, ce trebuie să facă? Să își păstreze cât mai mult vibrația înaltă și apoi să adreseze un mesaj, da? Că vrea să meargă într-un sine. Vrea să și de acolo să iasă, să meargă mai departe, să se afilieze. Da. Ela, se poate? Da. Bine. Hai să facem aici unde suntem declarația de suveranitate, că declar aici și acum și pentru totdeauna orice contract, înțelegere, permisiune, promisiune pe care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă sau în afara timpului, în orice loc, pe unde a trecut și a trecut pe unde, doar pe pământ. Da? Da. Deci aici, pe pământ, și le-a, pe toate le-a anulat și decreat, că șterge toate amprentele de pe oriunde a trecut, pe pământ, pe orice linie temporală, din orice, că bănuiesc ca Ela, ca suflet de ca esență de reptilian, a co-creat și în 4D. Da, da. Deci de pe oriunde șterge amprentele. Da. Își cheamă toate fragmentele de suflet, sufletul acesta dezvoltat, și le purifică în lumina cea mai înaltă vibrațională pe care ea poate să o dezvolte acum și le integrează. Le cheamă și fragmente de ADN pe unde le-a lăsat, pe la corpurile ei, prin care a experimentat, le purifică și le integrează. Da. Dacă vrea să scoată ADN-ul regresiv și vrea să mai scoată? Spune nu, că e esența ei. Da, atunci stă așa. Trebuie să curețe, să purifice pe măsură ce va urca ca suflet. Bine. Că își cheamă toată în ea, își retrage toată informația de pe oriunde, din orice bază de date, din orice bibliotecă akașică, da, de pe la entități, din orice calculator cuantic și orice creator. Da. Ce vrea să facă cu linia experiențială ele? O ține? O ține. O ține, nu? Da. Atunci o să o țină. Bine. Acum, hai să-și facă. Aici unde este, în interiorul ei, în sufletul ei, să-și activeze programul de vindecare cu energia care și lumina care vibrațională care ea o poate dezvolta. Program de vindecare și regenerare a tuturor structurilor ei până în corpul fizic. Da. Să-și facă și o sferă de materializare tot în interiorul ei, în care își trimite proiectele, își trimite ideile, ceea ce vrea să materializeze, le susține mental, energetic, până le aduce în manifestare. Da. Să-și plărgească. De unde să-și ia Ela acum? Să-și ia abundență. De unde poate? De pe nivelul de în care poate. Din nou întru ei. Da? Prin intenția ei poate să-și creeze intenția orice. Da. Să-și creeze. Din nivelul vibrațional la care este. Da. Acum se conectează cu dimensiunea nouă. Da, de acolo. Să-și aducă, să-și deschidă canal de abundență benefică. Da. Pe care îl purifică, îl lărgește,
și primește abundența, lasă să curgă abundența benefică din dimensiunea nouă. Da. Da? Da. Acum să-și taie, să-și anuleze, decreze orice ritual la care a participat, care i-a fost făcut, religios, că zice că e religioasă, merge la biserică, zice că se simte bine acolo. Da, dizolvă ritualurile, credințele limitative, programele acestea limitative, toate le dizolvă. Foarte bine. Deci ziceam religioase și nereligioase, că să-și facă sfere generaționale pe care să le trimită pe arborele genealogic din partea mamei și arborele genealogic din partea tatălui și arde orice program nebenefic a fost transmis pe linie genetică de la părinți. Pe partea mamei merge până la generația a treia, pe partea tatălui până la a șasea. Mai face una către fică și da. Trimite și arde aceste programe nebenefice care le-a transmis pe linie, prin ADN. Da. Ok, la facem sfere informaționale încă o dată, le trimitem tuturor sufletelor, am mai trimis, care vor să primească informația. Dăm cu da. De cu lumină pură, peste tot, în casele noastre, pe job, pe surse de venit, mașini. Da, peste tot se curăță toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiune. Toate energiile stagnante, blocate, toate portalurile impure se închide peste tot, se sigilează cu lumina pură, entitățile le bagă pe portalul ei de lumina pură, le absorbe pe toate, pe vibrația lor. Da. Bine. Acesta fiind sesiunea Ela, noi mulțumim sufletelui pentru această călătorie, ne despărțim părțile eterice, le curățăm și trimitem sufletul, invităm să alunece în corpul fizic.